Ia-ți, fratele meu, să vă zic o poveste de la malul mării. Păi ea o cheamă Romina. O fată care știe să facă muzică, dar nu prea le are cu scena așa. Înțelegi ce zic? Uită-te, fă, pe unde mergi! Ești vedetă? De când ți-am scris eu toate melodiile? După ce te uiți, mă, că nici nu știi cum arată Sâmbie cușa. Cel mai șpecher din tot Costinești. Și-l invit pe scenă pe Gianni! Iar pe țancă-l știe toată lumea. Gino, vezi că s-a stricat vama și te cheamă să râd parma. Ăsta e Gino, un cântăreț care cântă la ureche așa. Și ăsta e Valentino. Ce faci, mă? Vezi? Ia uite ce s-a pățit. Care s-a nimerit și el pe acolo așa la combinații. Cine e ăsta? Un turist. Asta e impresara lui Gino, dotată cu mare ambiții. Vărul lui Valentin. Cica combinat-o litoral. Cică. Să rămâna vecina, nu sunt eu. Mafiotul ăsta, tasul pe mele. Bă! Mai mult ulei! Eu ți-am dat 3.000 de euro. Hai, marș la scenă. Valentino! Ăsta, cine dracu mai e? Și ăștia doi... Pleacă! Nu! Nu, că tu iar încerci să-mi tai banana. Ăștia doi, poți să-i vedeți direct în cinema.